pe metri, pentru cei cu cernici. Auzi că în ProSport iar a apărut informația aia veche totuși, are un an și mai bine, despre o eventuală cedare a acțiunilor ăștia de la Mittal, ar urma să îi vândă lui Dan Adamescu, da? Un miliardar, îi se spune miliardarul fără chip, pentru că nu e genul de om care să apară pe la TV, nu-l interesează chestiunea asta. O dau ca nouă. Nu, eu înțeleg că n-aveți subiecte, dar nu-i frumos să le reiei pe alea vechi, da? Să te plagiezi, cum ar veni, să dai copy-paste la materialul vechi și să-l datezi ca fiind... Avem noi surse în interiorul corporației Mittal. Bă, ce ai naibii sunteți voi. Peste tot aveți surse, mâncavar, tata. Ia să vedem dacă, da, facem și noi probe din mers la cât? La 6 ani de la înființarea postului, mi se pare normal să ne ținem de probe. Da, 1-2, 1-2, știți cum e, mai cade omul și din locomotivă. Au fost câteva cazuri recente în România. Unul care trebuia să-și facă nevoile, s-a dat jos din locomotivă și s-a răsturnat trenul. El l-a văzut din tufe, răsturnându-se. Și altul căruia i s-a făcut rău. Știți că mecanicii de locomotivă stau întotdeauna cu mâinile sprijinite de geam lâcul ăla. Și ăstuia i s-a făcut rău și a căzut din locomotivă, probabil în cap, că n-avea prin geamul ăla cum să cadă altfel. Și tot așa, la câțiva metri după aia s-a răsturnat trenul. Mi se pare senzațional de asta, pentru că la o trecere de asta peste un macaz, trenul avea nevoie și de mâna hâtrului. Dacă ăla nu mai era, s-a făcut praf și pulbere. Și au fost două secvențe antologice, care nu se puteau întâmpla decât la noi. Da, dar bănuiesc că n-au pățit nimic. La viteza cu care circulă trenurile noastre, n-ai ce să pățești, mă, la 20 de km la oră. Eu am căzut dintr-un autobuz pe vremea lui Neanicu, așa circulam, ciorchine, când ne duceam la liceu. Nu, erau trenuri de marfă. Da, de marfă. Dar au îndomajat, ca să zic așa, linia. Au făcut praf stâlpii, au distrus câțiva boscheți în care nu se vor mai putea așeza să-ți facă nevoile de aici înainte alți mecanici de locomotivă, ca pe timpurile Zaharia Stancu, nu? Nu trebuia să distrugi boscheții, că nu se știe la anul cine venea pe acolo să își facă treaba. Dar eu mă mir la cât de performante sunt companiile astea și la ce politică de personal au. Mă mir că nu opresc mecanicii trenurile din mers ca să-și facă nevoile în pădure. Păi nu le mai opresc, pentru că ele mergând așa de încet, după ce își fac nevoile, se urcă înapoi. Da, prins. Prins trenul, sigur. Îl dai pe viteza cea mai mică și el merge un pic. Omul nu-și dă seama că s-a întâmplat ceva, pentru că o restricție de viteză la noi se întâmplă oricând. Da, vorba Ardeleanului, dar ce atâta grabă, așa și cu trenurile din România. Iarăși titluri mincinoase, am văzut pe ProSport trimitere de link la Gândul. Detaliul care a șocat o națiune întreagă de la mutarea lui Adrian Năstase. Auleu, mi-am zis eu, ce detaliu, vor fi prins ăștia un prim plan, ceva, au făcut niște poze pe care nu le au alții, nu era niciun detaliu. N-au legătură titlurile cu articolele respective. În articol ce vedeai? Tot copy-paste, succesiunea evenimentelor de când a fost condamnat definitiv Adrian Năstase și până când a fost mutat la Jilava. Atât. Fără nimic în plus, le știam pe toate, le-au văzut toți românii la televizor. Unde era detaliu șocant? Ce naiba ați găsit? Că n-ați găsit nimic în plus. Da, mi se pare că imaginele nici măcar nu erau de pe ProTV. Dar în fine, așa se face, bă, presa. Iarăși am văzut știri legate de Chiricheș, care ar pleca nu știu pe unde. La început ne amuzam, dar acum e chiar prea de oaie ce faceți voi în vacanța asta, în pauza competițională. Chiar puteți să scrieți și voi ceva, nu știu. N-aveți nimic în căpățânile alea. O analiză, luați echipă cu echipă, hai să vedem ce transferuri s-au făcut, ce nu s-a făcut, ce s-a întâmplat în primele etape, ceva previziuni, chiar nimic. Bă, dar nimic. Dacă... Meme și cu Ivanovici au încercat să facă ceva. Am văzut ce bine funcționează comunicarea asta între presă și... Exact. Ați văzut? Și că realizatorul emisiunii Fanatic Show și managerul Stelei sunt colegi în postul deținut de RCS-RDS și tocmai de asta funcționează SMS-ul între ei, probabil și gratuit. Horia Ivanovici e moderatorul unui talk show despre Liga 1, iar Mihai Stoica e colaborator al emisiunii Fotbal European, în care se discută despre confruntările din campionatele Spaniei, Italiei, Angliei și Franței. Păi parcă zicea Meme Stoica
nu știu, săptămânile trecute, lunile trecute, că el nu intervine decât la emisiunile de fotbal internațional, nu intervine la cele în care se vorbește despre Steaua, că nici n-ar avea dreptul, n-ar avea căderea să vină să vorbească despre Steaua atâta timp cât el conduce clubul ăsta sau este în conducerea lui. El zice că i-ar fi trimis lui Horică un SMS în timpul dizertației acestuia despre meciul Stelei cu Chiajna, să-l roage să o lase mai ușor. Bine, stați un pic, asta nu putea să ajungă în urechea unui surd. Când îl rogi pe Horia Ivanoviș ceva și asta vine de la o persoană importantă, bineînțeles că lucrurile se aranjează, de asta i-a și trimis un SMS încă în timpul emisiunii și că l-a mutat un pic de pe macaz. Ăsta ar fi vorbit, ar fi pus niște întrebări care nu și-aveau rostul. Nu prea cred. Dar sigur, îl deranjau pe meme, pentru că știi cum sunt steliștii. Ei se supără la orice. Îl deranjau întrebările ăstuia despre prestația Stelei și atunci le-a pus un pic mai cum îi conveneau lui meme, așa ca să nu se supere nici Gigi. Și iată, așa s-au împăcat cu toții, acum zic că e în regulă. Până la meciul cu Astra, de sâmbătă, când dacă Steaua va lua o papară la Ploiești, lucrurile clar că vor degenera, nu mai poate să facă nici Horică nimic. Mă, care să faci casă? Nu știu, unul dintre colegii noștri își face casă sau mai degrabă un coteț, că am găsit aici, pe masă, un deviz, niște facturi și chitanțe, ia să vedem, nisip. Deci a cumpărat nisip în valoare de 10 milioane de lei vechi. A, cu 10 milioane îți face o curticică. A cumpărat și cărămidă în valoare de 87 de lei noi. A, coteț își face, bă. E cărămidă de 800 de mii. Ce ne pasă? Deci câteva bucăți de cărămidă și mai are o chitanță, 34 de lei 99, transport dubă. Aha. Deci a transportat nisipul și cărămida cu duba. Da, eu nu știam că se duc în dubă. Sau cine știe, asta o fi de la Năstase cu transport dubă. Că poate și asta, cred că și astea se decontează. Deplasarea asta între penitenciare. Deci nu știu care dintre colegii noștri de la microfon și-au cumpărat nisip și cărămidă, dar vedeți că v-ați uitat pe masă facturile, chitanțele, avem și o factură pro forma. Cine știe, poate vă întreabă nevasta, bă, pe ce ai dat 15 milioane? Cu număr frumos, cu înregistrare, deci nu sunt alea, nu sunt facturi de alea vândute de clanul Butoane la ieșirea din București. Ați văzut că mai sunt de aia care flutură. Nu sunt false, sunt valabile. Da, aici face ceva. Cred că un grătar, mă. Da, asta trebuie să fie, un grătar de la de cărămidă. Știi cum se poartă acum. Dacă ești amureștean, îți cumperi de la, de la hipermarket de 20 de lei, de metal, ăla se topește pe măsură ce se fac. La al 20-lea mic s-a topit și grătarul. Că nu-s de metal, de fapt, sunt în plastic. Omul își face din cărămidă. O fi Gabi Maricescu, cine știe. Să trăiți! Alo? Nu mai e. Nu mai e nimeni pe fir. Da, cam asta aveam de spus până la pauză. Cărămidă, nisip și altele. Revenim după. Erau apărut stenograme, de data asta nu le-au mai sifonat ăștia de pe la procuratură, sunt ședințe de campanie. Cred că a apărut una de la ședințele ăstora de la USL, cum își fac, dar nu-i nimic spectaculos. Discută despre pe cine trimitem la B1, pe cine la realitatea, pe cine... Du-te tu că ești mai bun de gură la ăla, du-te tu dincolo că trebuie să răspunzi la nu știu ce întrebare. Cât despre... Astea sunt mai puțin importante. V-am spus, nu sunt elemente spectaculoase. Pe mine m-ar interesa să știu cine sifonează stenogramele alea care încurcă rău de tot procesele. De ce nu-și fac ăștia, de pildă, un site? De ce nu le vindeți așa cum trebuie, fraților? Legal. Vă faceți un site, stenograme.ro, și le postați acolo. Da? De la procesul Năstase, de la procesul Butoane, de la procesul nu știu care, da? Eventual... Se poate și licita pe site-urile respective, care dă mai mult, așa faceți și voi în bani cinstit. De ce le scoateți pe șest? Până ne mai mirăm că după aia găsesc aia vicii de procedură. Păi dacă voi dați publicității detalii care ar trebui să rămână acolo, în interiorul anchetei până la decizia tribunalului, normal că avocații prind chestiunea din zbor. Și așa legile România sunt făcute de politicienii noștri în așa fel încât să poată fi ocolite. Dacă mai sifonați și voi, să știți că nu le faceți un serviciu
Nu faceți un serviciu justiției, dimpotrivă. Da, așa cu prezența asta la referendum. Hai la groapa cu furnici, ba aici, ba nu e aici. Un lucru e sigur, Ion Iliescu se duce, stați liniștiți. Este un exercițiu democratic la care trebuie să participe toți cetățenii României. El nu ratează, vă, e conștiincios. Bine, dacă era după mintea lui, cred că eram obligați. Din păcate, pentru că eu nu înțeleg chestia asta, sunt țări în care ești obligat să te duci la vot. Și nu mă refer doar la țările cu băieți precum Kim, nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta, Jong-un sau Raul Castro sau... Nu, sunt și state democratice în care ești obligat. Păi de ce, bă, ăsta e un drept, nu trebuie să fie obligație. E, mai un pic politicienii noștri și or să ne oblige, că nu le mai ies lor. Nu le mai iese chestia aia pe care o țin în gură, legitimitatea. Ei nu înțeleg oricum ce înseamnă asta. Să trăiți. Salut, băieți, Vali sunt. Salut, Vali. Ok, uite că tot discutați despre Năstase, da? Doamne, cum se face? Eu nu înțeleg chestia asta. Cum se face că peste tot unde a fost și Rahova și Jilava, doamne, câte un coleg a avut. Deci pușcările, gen, sunt câte 20, 15, 20, așa, pe celulă. Da, da. El, cum? Păi nu v-am zis că ăștia nu fac pușcărie cum fac amărăștenii? E un alt statut, nu se face, ca reprezenta România și imaginea și... Omul ăsta a făcut ceva pentru țară! Nu putem să... Așa, ba Miron Cosma, mi se pare, ăsta care trebuia condamnat pe viață, că nu există pedeapsa cu moartea al lui, că o merita și pe aia, nicio problemă. Bine, și el și alții care l-au chemat. Da, să da, trecem pe... Ăla era singur în celulă. Da, numai că știi că e problema la el. Miron Cosma în pușcărie sau afară s-a demonstrat că era același lucru. Păi da. Adică el oricum e mort ca și om politic, mai are ce să facă ieșind din Pârnaie, ori la Pârnaie o ducea ca un prinț. Adică ce dacă îl ținea acolo? Nu ați văzut când a ieșit, a stat vreo 8 ani la pușcărie. Când a ieșit, arăta exact ca atunci când intrase. Baș mai schimbase și gagica în timp ce era în Pârnaie. Adică și-au dat și aia seama, domnule, degeaba îl ținem pe ăsta aici, că doar ne mănâncă mâncarea. Nu, dar sunt niște particularități de interesante de aflat. De exemplu, colegul respectiv o avea voie să fumeze sau, de exemplu, să fure noaptea. Sau, de exemplu, dacă atunci când a fost selectat pentru chestia asta, de a sta acolo în carceră, are voie să asude, de exemplu, așa, a la Crușo. Mă întreb. Da, sigur că îl pot deranja foarte multe lucruri sau poate deranja, își poate deranja el, colegul de celulă. Oricum se găsesc 100.000 de motive pentru care oamenii ăștia nu fac pușcărie în regimul ăla. Da. Și aveam și o întrebare așa, asta vreau să vă întreb și închei și dacă puteți așa să-mi răspundeți așa argumentat. Așa la concret. E argumentat, dar unde vă credeți aici? La CNN Radio? Ce e aia? Adică ideea este, adică dacă după o muncă de zi titanic, așa, în folosul comunității, al obștii, în care se recuperează prejudiciul cauzat de-a lungul timpului. În fine, dacă după ziua asta de muncă se întâmplă să se întâlnească amândoi la duș și să pună o alunecă, întrebarea e, cine îl ridică? Nu că ăștia au duș în cameră, stați un pic. Băieții cu bani așa au, nu fac, nu se duc la comun. Au duși în cameră, bucătărie nu, că doar nu să gătească ei, lasă că există bucătăria penitenciarului și acolo ei mănâncă de la popotă cum ar veni. Să nu credeți că mănâncă fasolică de-asta expirată, nu? No. Plus că au și o mulțime de afecțiuni, mă, diabet, ciroză, hipertensiune arterială, suflu sistolic, dar ce n-au? Ce n-au? Nu poți să le dai așa, regim special. Da, astea sunt niște boli cum e acolo pe setările televizorului, cu acționare manuală. Adică în momentul când e o alertă, e ca la animal. Ei își setează niște boli. Știți când se bagă animalul în vizuină, de exemplu, mangusta. Vede că vin prădătorii. Am văzut și eu acum, vara asta, la o grădină zoologică, o cușcă din asta cu manguste și am văzut cum făceau. Bine, ele săracele trăiau numai în captivitate, dar în momentul în care vedeau cetățenii că se apropiau de cușca lor, una dintre ele care stătea de veghe scotea așa un fluierat și atunci toate celelalte se băgau în,
în șuroaiele alea pe care le construiau. Exact așa și omul. Când ajunge într-o situație de genul ăsta, setează acolo din meniu și își spune, ia să vedem, asta e boală serioasă, da, ok. L-ai văzut pe Năstase azi dimineață, n-a ieșit din dubă. Cum vă simțiți, domnul Năstase? Mai bine. Mai bine, el era svelt, a stat o lună pentru o zgârietură. Ce mai bine? Asta nu ar putea, și mass media, n-ar putea să discute astfel de chestii, adică să nu-mi spune de lucrurile astea de doi bani, nu? De ce, cu cine s-a pupat, nu știu care. Să discute de chestiunile astea. Da, nu știu. Nu știm ce ar putea să facă mass media, dar face cam ce înțelege că ar putea să facă. Fiecare este de capul lui. Nu există aici o regulă după care să ghidează oamenii. Fiecare se duce într-un sens și așa crede că ăla-i sensul cel bun. Da. Bine, eu atât am vrut să discut, băieți, emisiunea plăcută. Mulțumim. S-a terminat și turul 102 preliminar pentru Champions League. Slovan Liberec, care va să zică, parcă unii ar fi interesați, unii de prin România, de știrea asta. Până la urmă au bătut, au reușit să treacă, adică Ekranas din Lituania, cum am zis și noi, nu au avut nicio șansă, bețivii de la Shamrock Rovers. Kiriat Shmona, asta din Israel, cu Jilina din Slovacia, 2-0, în tur fusese 0-1, au trecut și ei mai departe, Mölde, bă, fraților, peste Red Bull Salzburg. Așa, Hik Helsinki, stai că am pierdut ăștia, cu cine am jucat. A, cu Dudelange din Luxemburg, măi. Nu, e greșit. Dudelange a jucat cu Salzburg. Da, ăștia au trecut de, bă, da, le-au amestecat rău. Nu, Hik Helsinki a trecut de Reykjavik. Hai că am descoperit. 9-1 în dublă, mamă. Da, bă, 7-0, mamă. 7-0 acasă, 2-1 în deplasare. Dar singura bombă reală a fost asta, cu Salzburg, care n-a reușit să elimine o echipă din Luxemburg, pe Dudelange. A mai fost eliminată și Zilina, adevărat, de o echipă din Israel, de care n-am auzit. Astăzi mai sunt 4 meciuri. Trebuie să fie vreun român pe acolo, însă poate. Shmoma. Da, Shmona. Kiriat Shmona, da, așa se numește, da. Astăzi mai sunt 4 meciuri. Cert este că CFR și-a aflat adversarul. În minutul 120 a egalat Slovan Liberec în Kazahstan. Se duceau la penaltiuri, dacă nu. Slovan Liberec, minunea de la Liberec, practic, revine în România și va juca cu CFR-ul. Un meci la îndemâna Clujului, absolut, fără discuții că ei sunt favoriți, ar trebui să treacă de Liberec. CFR-ul are șanse să meargă în grupele ligii, pentru că în turul 4, adică în play-off, a urmat să joace tot cu o echipă de genul ăsta. Ei fiind campioană, nu pot să intre în luptă cu echipe clasate pe locurile 3-4 în țările puternice din Europa. Ei vor juca tot cu campioane din țări dintre astea prăpădite. Asta este, de fapt, avantajul. Joci două tururi preliminare, adică un tur în plus față de cât era până acum, dar nu întâlnești adversari puternici. Așa că pentru Cluj, într-adevăr, este o ocazie uriașă să prindă liga și să se facă cu vreo 10 milioane de euro pe puțin. Ideea este că, dacă nu va trece de aceste două tururi, întâi trebuie să treacă de Liberec și apoi de încă unul. Clar că Andone nu va mai fi antrenorul Clujului. Dar au și de ce să-l dea afară. Adică asta chiar e o miză. Meciurile astea, dacă reușești să te califici, ai salvat sezonul. Nu mai trebuie absolut nimic pentru o echipă din România să participe la Liga Campionilor. Chiar și un an din doi este suficient. Adică la ce bugete sunt la noi minuscule în comparație cu astea din Occident. Un an de Champions League, s-am spus, 10 milioane sunt fără să faci nimic. Poți să iei și mai mult. Da, oricum, o sumă de genul ăsta scoți. Sheriff Tiraspol a trecut de o echipă din Armenia, Ulises, Basel, de Flora Tallinn. Elere Debrecen, Igen, mă! A trecut da. De Skenderbeu. Skenderbeu, bravo, v-au trecut și ai mei, mâncaia tata. Nu i-am văzut jucând niciodată, dar simt eu așa că o apropiere sufletească. Partizan Belgrad de la Valeta era și rușinos, bă. Și Maribor din Slovenia, astea s-au calificat în turul 3
preliminar Maribor, Partizan Belgrad, Debrecen, Basel, Tiraspol, Neftchi Baku, ăștia nu cred că i-am pomenit, Helsinki, Dudelange, Mölde, Izraelieni, Kranas și Slovan Liberec. Ce echipe, bă? Ce echipe? Ce joc și ce echipe interesante. Să trăiți! Aoleo, de unde vorbiți? Țineți telefonul spre fasole, să auziți și noi ceva. Adică microfonul telefonului. Aole, l-ați scăpat. Mi-e frică să întreb unde. Ați scăpat telefonul. Alo? Da! Alo, să trăiți. Să trăiți, acum s-aude. Cristi sunt. N-am intrat niciodată, dar mă rodea gândul să intru de foarte mult timp. Păi intrați, că nu vă sunăm noi. Intrați pe banii noastră, cum ar veni. Nu ne convine. Ce? Să vă zic, eu lucrez la o firmă de distribuție și am avut onoarea să livrez în penitenciarul Rahova și în penitenciarul Jilava. Așa. Bună, bună asocierea, da. Da, da, da. Am fost în penitenciarul Rahova acum 2 săptămâni. Se știa că domnul Năstase va fi mutat. Aha. Mai bine, mai bine. El a stat în infermeria penitenciarului cu cel de la Pitești, care cu permisele. Cu permisele. Cu permisele, de el au stat amândoi în celulă, în celulă. Puțin spus celulă, că nu-i celulă. Practic în infirmerie au jucat. Noi fiind însoțiți de la poartă, domnul însoțitor al penitenciarului, ne-a spus mai multe lucruri. Când domnul Năstase a primit un LCD, spus ce a primit în penitenciar, a vrut să introducă mult mai multe, inclusiv un laptop, inclusiv un DVD, foarte multe lucruri. Și noi s-a permis decât un LCD. Adică un televizor, un monitor, da, am înțeles. Un televizor care era un ecran cât cel de la Cinema Patria, pe vremea probabil. A avut televizor măcar. Ala câte canale sunt, nu știu cu cine o avea de Rahova, probabil tot cu RCS mă gândesc, dar cu oricine avea. Prinzi, ai ce prinde. Da, da, da. Și ceea perioadă era, nu știu acum, dacă mai este de o săptămână, domnul Vântu, care domnul Vântu, că tot spunea Radu cu câteva seri, că ai drept 3 milioane pe săptămână. Domnul Vântu a intrat cu 200 de milioane, 20 de mii de lei. A intrat. Și cu 20 de porbagaje. Probabil, da, 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 cu vreo 20 de porbagaje. Sigur, așa se intră la ei. Domnul Vântu foarte popular între deținuți, venea cu căruciorul, venea cu însoțitor, venea la magazinul penitenciarului, cumpăra, fără în schimb bombonica, nu servea, pentru că i-au tot strigat deținuții pe acolo, și la geam, la infirmerie, strigat bombonel, bombonel. Aha, i-au cântat. Da, 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 și nu i-a prins bine, și nu a ieșit absolut deloc. Păi eu am spus chestia asta, că Vântul trebuie să simtă ca acasă, pentru că nu-i prima oară. Și eram sigur că îi mituiește pe ceilalți deținuți. Practic toți sunt bodyguards-ii lui, mă gândesc. Dacă lui trebuie 200 de milioane pe săptămână, ce oare să faci cu atâția bani? Le dai! Oricum, angajații au suferit foarte mult. Wireless are? Ei la ora 2 dărâmau portarul, pur și simplu, angajații penitenciarului. În schimb, când a venit domnul Năstase și domnul Vântu, televiziunea acolo tot timpul, ca să respecte pe ora, reguli, foarte multe reguli. Foarte multe restricții, foarte multe controle. Când intram înăuntru, înainte cu camionul, nu aveam nicio stres. Deschidea poartă, făceam buletinul și telefonul la poartă și intram. Acum nu. Controlat în buzunare, controlat în portofel, controlat în setul. Asta nu cumva să-i duc la domnului Năstase. Domnule, internet au? Asta nu știu. Că n-am întrebat, că în timpul foarte scurt cât am discutat cu doamna însoțitoare, nu... Nu, n-am întrebat dacă... Dar probabil da, de moment ce a cerut un laptop. Așa, e clar atunci. Și a mai durat 3 zile de când am fost atunci eu și doamna știa că în 3-4 zile va fi mutat la Jilava. Ei din Jilava, gândindu-mă la doi, iau că o să vină în Jilava. Și să știa foarte clar că nu sunt condiții de să-l trate în Rahova. Păi, dar nu se zicea că Rahova are infirmeria sau spitalul sau ce Dumnezeu e aia cea mai modernă? Da. La magazinul respectiv, domnul Vântu a cerut niște conserve, din ce mi-a spus patronul sau angajat, niște conserve de carne, de niște zică, din Nameza, par nu am, de 1,5 milioane. Există așa ceva la magazinul penitenciarului?
a cerut el. Să s-a special pentru el, că el nu mănâncă mâncarea... Da, i-a dat bani lui să-i cumpere, am înțeles. Da, bineînțeles, în moment ce a intrat cu 200 de milioane acolo... Dar domnul ăla e negustor, care e problema? Dacă îi dă bani, normal că îi vinde. Domnul Năstase avea o săptămână și ceva atunci și nu mâncase niciodată starea penitenciarului și nici de la magazin. Deci el primea nu o vizită pe lună, probabil o vizită pe zi sau 200. Păi ai voie să le trimiți mâncare așa în fiecare zi? Nu, normal o vizită pe lună. Mm-hmm. Dar nu poți să le trimiți la... Nu există... un alt sistem de ăsta, nu știu, să-l lași la poarta penitenciarului să vină cineva să ridice pachetul cu mâncare, nu? Nu? Am înțeles. Dar mai el se putea, probabil. Ei, în cazul lui, așa va fi de fiecare dată, să știți. Nu contează că e Florin Salam, nu contează că e din clanul Butoane sau de, un alt demnitar, fost demnitar. Ăștia care au bani sunt tratați altfel, clar. Da, clar. Bine, băi, stați am. Ar trebui să construiască special pentru ei, bă, un penitenciar de ăsta de lux. Acum era spitalul Elias, pe vremea Neanicu, toți trăgeau la Elias că se știa că e spitalul securității. Așa și cu penitenciarele acum. Facem unul de lux. Dacă tot s-a apucat justiția de treabă, pe secție, așa, americanește. Adică, avere de până într-un milion de euro la parter. Exact. Peste un milion la etajul 1 și tot așa. Până când la etajul 20 să vină și o panoramă de asta, bă, adică să ieși în balcon, ăla e pentru vântul, clar. Sau Năstase, sau Patrigiu, în orice caz pentru ăștia foarte grei. Să fie ca un birou de la, de pe Wall Street. Așa să arate de la ultimul etaj. Bucureștiul, ce să-i faci? Dacă, nu, dacă v-a plăcut cartea, lor nu le-a plăcut. Le-au plăcut cărțile alea de joc și uite că au ajuns unde foarte trebuie. Bine, da. Că au apărut sfaturi în presa de la noi. Turist la Jocurile Olimpice, 11 sfaturi de călătorie pentru românii care merg la Londra. Evident că nu sunt sfaturi de călătorie și nu sunt nici 11 oricum, dar pe aici, pe acolo mai găsești câte ceva util. Scriu ai noștri așa: asigurați-vă că pentru a ajunge în Marea Britanie știți exact ce tip de document este necesar, document de călătorie. Adică buletinul. Valabilitatea, da, pe asta n-au mai scris-o. Deci au copiat ce au găsit pe site-ul guvernului. Marea Britanie e în Uniunea Europeană, deci se intră cu buletinul, n-ai nevoie de niciun alt act. Doar să fie valabil buletinul. După care scrie: completați ultima fila pașaportului. Păi n-ai mă nevoie de pașaport dacă ești cetățean. Nu, așa sunt de proști încât nici nu s-au adaptat chestiunile astea. Sunt multe țări care nici nu sunt în Uniunea Europeană și unde românul poate să intre fără pașaport. Elveția, de exemplu, Serbia, Croația, Muntenegru, n-ai nevoie de pașaport. Macedonia, intri și acolo cu buletinul. Toate țările UE, plus țările care sunt în Schengen, Islanda, Norvegia, normal și acolo ar trebui să intri cu buletinul. Liechtenstein, toate astea care nu sunt în Schengen, nu sunt în UE, dar sunt în Schengen, îți permit accesul cu buletinul. Practic sunt în Europa în momentul de față vreo 3 sau 4 țări unde nu poți să intri cu buletinul. Rusia și Belarus, unde ai nevoie chiar de viză, deci nu-ți ajunge nici pașaportul. Am înțeles Bosnia-Herțegovina, unde îți trebuie pașaport, nu trebuie să ai viză. Și Albania, unde tot așa îți trebuie pașaport. În alea două, în Bosnia și în Albania, nu se intră cu buletinul. Dar în rest, cam peste tot, n-ai probleme. Turcia, sigur, îți trebuie pașaport, dar nu mai ai nevoie de viză nici acolo. Discuții în jurul lui Alexandru Lukashenko, președintele Belarusului și totodată președintele Comitetului Olimpic din Belarus, normal, la el e un cumul de stat de funcții, el e președintele tuturor instituțiilor și tuturor companiilor de stat din Belarus. Da, da, cum era și Neanicu la noi. Aie. Și el e exact în situația lui, sigur. Da. Și a cerut acreditare în calitate de șef al Comitetului Olimpic. Evident că ăștia la Londra au zis nu, nu-ți dăm, și de aici discuții prin presa britanică. Bă, dar totuși pe durata Jocurilor Olimpice n-ar trebui să existe un armistițiu, mai ținem cont de asta. În fine, eu zic că nu merita. Nu merita, uite, tocmai din motivul ăsta. Ce aia să fii președintele țării și președintele Comitetului Olimpic? Mai bine băiatul nu era ipocrit și cerea acreditare pentru el în calitate de șef al statului. Deci trebuia să ascundă sub umbrela Comitetului Olimpic.
Dacă n-a fost nici el corect până la urmă, și ce dacă nu vin Kim Jong-un și Lukashenko acolo? Ce are face asta cu spiritul olimpic? Omul nu merită. N-au decât să supere rușii, până la urmă, că e sluga lor, e sluga Moscovei Lukashenko, evident. Altfel și n-ar fi rămas bata la putere. Sigur. Ce naiba. Nu e necesar să le vezi mutrele alea pe acolo. Ăsta măcar al Coreei de Nord nu e interesat. Omul a fost în Occident, a și învățat acolo, a văzut, a vizitat. Nu-i interesat de chestia. Aia văd Olimpiada acasă, o piratează. Nu se duc ei la, au toate mijloacele să pirateze și nu se opune nimeni. Le se mai decodifică toate programele. Deci ei se uită nomenclatura lor. Aia sunt niște oameni, nu numai că inteligenți, dar și curioși, interesați să vadă ce se întâmplă. Nu sunt, cum să zic, în situația poporului. Adică să nu știe absolut nimic. Povestea Chioțea, că nu știu pe unde, n-au ziseră decât de Michael Jackson. Coreenii de Nord, poporul, nu știau niciun alt cântăreț din afara lor, sau a Chinei, ori chinezi știau câțiva. Deci acolo populația este îndobitocită în ultimul hal, n-au niciun acces la informație. Bine, șefii, da, aia cunosc tot. Deci stați liniștiți, aia să uită numai la filme americane, bineînțeles, să uită la competiții sportive și așa mai departe. Ei fac ce vor acolo, au antene satelici, decodificatoare de cel mai înalt nivel, nu le stă nimic în cale. Deci ei văd și știu tot ce se comentează despre ei, unde sunt înjurați, e normal să fie așa. Da? Și Neanicu, dacă ar fi vrut, ar fi avut astfel de chestii, numai pe el nu-l interesa, era prea țăran, prea țăran, prea din talpa țării, prea imbecil. N-avea niciun fel de pasiune Ceaușescu, decât muzica populară și să trișeze la cărți. Dar ăștia nu, ăștia au chestiune, le place să uite la un film cu craci, cu nu știu ce, nu, stați liniștiți, nu se uită la muzică populară, în nomenclatura nord-coreană. Sunt vreo 100 de inși acolo, cu gagicile lor și așa mai departe. E o bulăneală noaptea pe acolo, tată, pe, dar ei au și armă nucleară. Cum dracu să n-aibă decodificator de satelit, evident. Trebuie și eu să văd ce mai zice la Cancan. Și apărea o chestie cu Mihaela Rădulescu dezbrăcată, dar când să dau click a fugit, a dispărut imaginea aia. Am un site foarte interesant și de la Cancan, domne, cam nimic interesant pe ziua de astăzi, nici o bârfă așa mai. Dichiseanu, că umblă cu o tânără blondă, mă rog, tânără, e chiar foarte tânără, am înțeles că are peste 30 de ani, a lăsat-o pe o blondă să stea cu capul în poala lui și a ținut-o de gât, suspect de tandru cu nepoata lui, bineînțeles că tu nu vezi fotografia. Să pricep ăștia să inventeze la site-urile astea o grămadă de chestiuni. Deci este suspect de tandru cu nepoata lui. Da. Păi da, orice femeie, pentru el tot o femeie e și aia. Dichiseanu, ce vreți să fac? Diferența între nepoată și amantă sau ce? Da, că l-am văzut și pe ăsta cu Violeta Andrei, dar pe realitatea.net. Așa scrie. Violeta Andrei, o tânără actriță cunoscută publicului pentru un rol în sitcom, mai să cred că e altă actriță, nu asta tânără, a decedat în urma unui accident rutier, 22 de ani, umbla cu o beizadea Mircea Tiță. Și o chema tot Violeta Andrei? Da, Violeta Andrei. A avut mai puțin noroc decât cealaltă Violeta Andrei. Umbla cu un cocalar de ăsta care probabil circula cu 250 la oră. Eu am crezut că aia e. După aia am convins că nu e cazul. Așa, și deci asta tânără actriță. Da, toate sunt actrițe. Apare una dezbrăcată într-un sitcom, da. E chiar o apariție episodică, nu mai vezi după aia. Și gata, tânără actriță. Sau Violeta Andrei fostă la bloc. Exact. Eu știu cum lor mai... Zice, dar cine nu e actor în România, bă, în zilele noastre? Toți suntem, ce naiba, mai contează acum. Și așa, pentru actorie, să știți că nu, facultatea nu se folosește la nimic, nici diploma nu se folosește, nu te angajează nimeni dacă ai diplomă sau nu, te angajează doar dacă ai pile sau nu, și nici ce înveți în școală, că nu prea ai ce învăța, nu mai e de la cine. Nu mai e că s-au dus aia care știau meserie. Am mai rămas câțiva în viață, dar nu o să-și pierdă vremea Rebenjuc să te învețe pe tine, bă, actoria. Stai, liniștiți, că ea care-s profesori acolo sunt oameni care nu prea și-au făcut treaba. Nu prea au ce să-ți spună, așa că nu-ți folosește, au dreptate ăștia.
Oricine apare la televizor e actor. Bine că străinii nu filmează cu actorii noștri, folosesc pe post de figuranți. Ăștia așa au dat seama că n-are rost. Lady Gaga face cumpărături și a luat frigidere de 500.000 de euro. Asta e cu văd aici în poză. A murit la 5 zile de accident rutier tânăra actriță din serialul de la Prima. Ia să vedem în poză un pic. Da, nu o cunoaștem. Într-adevăr, avea o gură de actriță. La 22 de ani juca rolul lui Mădă în serialul de la Prima TV Nimenui Perfect. A murit astăzi, după ce numai cu 5 zile a fost implicată într-un accident rutier, pe DN1, la Otopeni. Cercetările poliției au arătat că incidentul a fost provocat de șoferul autoturismului Mircea Tiță, 20 de ani. Păi da, ea avea 22 de ani și umbla cu unul de 20. Asta a fost. Ana Maria Prodan, lacrime mare la nunta din Vegas. Ce nuntă din Vegas, bă, fraților? Stai un pic, că nu înțeleg. Cine s-a căsătorit? Ei s-au căsătorit sau la nunta altora? Și nici nu zice, Doamne, cum se scriu articolele astea la noi. Nu pot să cred. Asta era din click. Aia nu mai luăm noi peste picior pe copaie. Pagina de media e mult peste tabloidele noastre. La vorba aceea, poze să fie. Revenim. Sport. Da, a murit Francu. Emma Zeicescu, că ar fi dezvorțat sau, mă rog, s-a despărțit de bibicul cu care era. Era căsătorit asta? Da. Da. Și acum ne întrebam, o fi cu Cosmin Stan? Cu cine o fi? Că pe noi asta ne interesează. Așa se justifică, nu-i dă voie ăsta să apară cu decolteu. Da, eu stăteam liniștit, trebuie să recunosc că am luat plasă. Eu stăteam liniștit, știind că aia e măritată, că e la casa ei, ce să te mai ambalezi? Bă, dar dacă lucrurile stau așa... Nu știu, trebuie să revizuim cumva problema, pentru că nu ne poate fi indiferentă Emma Zeicescu în aceste condiții. Păcat, totuși, păcat de ea că era fată tânără. În schimb, Alessandra Stoicescu a fost numită director executiv Intact Media Group. Așa. Deci șefa... Bine, ei se rotesc acolo pe funcții. Ea e de 20 de ani în Intact, deci nu e o șmecherie. Ei s-a mai dat așa o funcție, învârte niște hârtii. Nu e o chestiune, mai zice și ea două, trei vorbe. Nu știu dacă e făcută să fie șefă. Așa Scorpie pare să fie în relații de astea cu oamenii. Îți dai seama. Dar nu știu dacă e neapărat o mutare care să conteze, vreau să spun. S-a găsit o modalitate să mai țină un pic acolo. Poate auzise îl bătrân că sunt zvonuri să se ducă nu știu pe unde. Și atunci a mai dat o funcție. Nu cred că se va schimba ceva în mersul trustului Intact, că are... poziția asta, Alessandra Stoicescu. Da. Director executiv care va să zică number 3 după number 2 care e Cameluța și number 1 care știm cine e. Da. Că tot Moșu trage sforile acolo, stați voi liniștiți. Așa. Ea va reprezenta interesele grupului și va coordona evenimente și proiecte speciale într-un mod unitar. Sunt onorată. Sigur, să fac parte din structura, să fac efectiv parte din structura managerială. E ca Raluca Lăzăruț. Mm-hmm. Raluca Lăzăruț, dacă o transferi undeva, genul ăsta de comentariu, practică. Acelui mai important grup media românesc. Aia e, na, pe bune. Eu cred că Pro e totuși peste Intact. Hai să o lăsăm pe asta. Locul în care mi-am petrecut... Cifra de afaceri e dublă la Pro. Păi, atunci cum e cel mai important? Intact este pentru mine locul în care mi-am petrecut ultimii 20 de ani, locul în care am prieteni, pe bune, eu nu cred, și care mi-a oferit șansa unei evoluții profesionale pe care nu cred că aș fi avut-o în altă parte. Asta da, asta se poate. Să stai 20 de ani pe bănuți buni și bine văzut acolo, da, cred că nu putea să-i meargă mai bine în altă parte. A ales bine din punctul ăsta de vedere, ei i-a ieșit. Mi-am dedicat foarte mult timp în ultima vreme unor proiecte de suflet, Intact Media Academy, încă din faza în care era doar o idee pe hârtie, mai întâi ar trebui să fie în cap și după aia pe hârtie, ajungând acum la statutul de cea mai prestigioasă școală de televiziune din țară, aflată la a șasea serie de studenți. Dar ce mama naibii, vă scoateți câte o serie în fiecare semestru, că nu înțeleg. Peste 40 dintre absolvenți lucrând deja în industria media.
Și bineînțeles m-am dedicat și fundației mereu aproape de Tucă sau nu știu de cine, că el era cu țineți aproape. Da, e o carieră frumoasă pentru madame Alessandra, efectiv Stoicescu. Acum să vedem dacă se va căsători și ea cu un primar de ăsta de tip Pandele, poate va avea mai puțin timp la dispoziție, ca ailaltă firea să ține toată ziua după Pandele, apare în toate foturile. Dacă Pandele se duce la un chef, se duce și ea, nu știu dacă lui convine foarte tare. Și asta a fost marinar, vă dați seama, golănaș așa, adică parcă s-ar duce și fără ea în unele locuri, poate mai pică ceva. Așa scrie pagina ei de Facebook: eu cu domnul Pandele la Pucioasa, eu cu domnul Pandele la hipermarket, eu cu domnul Pandele când domnul Pandele nu e acasă, da, cu un alt domn în puncte puncte. Așa, tot cu domnul Pandele e Gabi Firea. Vine un moment când trebuie să te ocupi de familie, logic. Așa și cu madame Stoiceasca. Pe ea, exact după modelul, opa, uite că am o poză cu Emma Zeicescu, ne-a trimis-o fearless. Așa. Da, este încadrată de... Ce criză, domnișoară! Încadrată de nenea Vasilescu de la BNR. Nu aud de Vasilescu ăsta, că nu, nu. Mai bine... Și de... De Stan. De Stan. Aha. Dar aici are, totuși, de cât e o rochie de seară, așa, arată măcar umerii, naibii. Da, și se vede un picuț și sutienul, da, cam atât. Pare mai apropiată, totuși, de... Nu e nicio criză și nu e nicio inflație, domnișoară, decât de ăsta. Stan nu prea are curaj să pună mâna pe ea. Celălalt a luat-o pe după mijloc, așa, și o ține mai aproape. Și el, jurnalist, oricât, că Adrian Vasilescu asta a fost, era jurnalist pe Economic. Da, el a luat purtător de cuvânt. Mugurii Sărescu. Și probabil tot așa, incredul. Adică și acolo la fel făcea și în redacție. Da. Unde s-a dispărut apa? Cum ați văzut că a dispărut dozatorul de apă? Cum se dispare? Despre ce vorbești, colega? Uite așa le pierdem pe toate. După ce am pierdut-o pe Derevici, o pierdem și pe Zeiceasca. Nu, am și scos-o de pe Facebook, pe Derevici, că nu mai suportam. Ei, da, oricum te scotea aia, că înțeleg că ascultat ai căsul emisiunea, da, și da. Când nu, zice... dar nu m-a scos, nu, că eram nesemnat, de seama, de ce să-și piardă vremea să... Nu, dar am scos-o eu când nu mai suportam.